Bună, mă numesc Crina și vreau să vă povestesc cum iubitul meu m-a părăsit după ce chiar el m-a ajutat să nasc. Totul a fost ciudat și nu știu ce l-a făcut să ia acea decizie. Cea mai frumoasă zi din viața mea s-a transformat în ceva groaznic. Eu cu Eduard am fost împreună 3 ani de zile. Eram în perioada facultății, locuiam împreună și eram sigur că ne dorim o familie. Eu îmi doream un copil mai repede, pentru că voiam să fiu o mamă tânără. Discutasem treaba asta cu Eduard și, deși l-am văzut puțin confuz, el mi-a spus că da, și el își dorește. Așa că lucrurile s-au dus într-o direcție firească. După ce am discutat noi, cam la 3 luni distanță am rămas însărcinată. Când am primit vestea, eram fericită, dar parcă totuși nesigură, și asta din cauza lui Eduard. Pentru că nu știu cum să explic, chiar de părea fericit și spunea că e fericit, eu nu-l simțeam așa. Dar cumva m-am gândit că probabil e din cauza sarcinii și am eu tot felul de gânduri ciudate în cap. Am trecut prin sarcină ușor, Eduard mi-a fost alături, nu am avut parte de o sarcină grea din fericire și tocmai de aceea, în ultima lună de sarcină, am zis să ne luăm 2-3 zile libere și să mergem la munte. Doctorița oricum mă asigurase că voi naște în cam 2 săptămâni, așa că nu făceam griji pentru acel weekend. Însă, s-a întâmplat să mi se rupă apa și să nasc fix în acel moment, când noi eram în vârf de munte. Nu plecasem chiar așa departe, eram cam la 40-50 de minute de oraș, dar totul s-a întâmplat foarte rapid la mine. Adică știu că de obicei auziți femei care nasc în câteva ore bune, însă la mine a fost totul foarte rapid. Dacă mă urcam în mașină, riscam să nasc în mașină. Așa că am rămas și am avut mare noroc că Eduard a găsit acolo o doamnă care era și asistentă medicală de meserie și m-a ajutat să nasc. Nu doar dânsa m-a ajutat, ci și Eduard. Da, exact cum vă gândiți, pur și simplu el a stat acolo și a ajutat la scoaterea copilului, să spun așa. Pentru mine a fost un moment înfricoșător, dar și magic în același timp. Evident că mi-a fost frică pentru că nu eram tocmai într-un mediu ok pentru așa ceva, dar am avut noroc că ambulanța a ajuns repede și imediat după ce am născut au venit și ei și s-au ocupat de copil. Atât eu cât și copilul am fost transferați la spital și de acolo a început toată nebunia. Țin minte și acum că atunci când am ajuns am adormit puțin, pentru că eram epuizată și în momentul în care m-am trezit l-am văzut pe Eduard lângă mine. Destul de trist și chiar m-am speriat fiindcă m-am gândit că cel mic a pățit ceva rău. Însă nu, Eduard era acolo trist pentru că voia să-mi spună că se desparte de mine. Eu am crezut prima oară că glumește, dar evident că nu glumea. Am încercat să-l întreb ce se întâmplă, de ce această decizie acum, mai ales după ce am trecut prin ce am trecut. El nu a fost capabil să-mi dea niciun răspuns și m-a lăsat așa cu buza umflată. Am avut noroc că sora mea era la spital și am putut să stau cu ea și m-am mai liniștit, pentru că altfel nu știu, pur și simplu aveam o criză de plâns de neoprit. Calmează-te, cel mai probabil e confuz. Totuși a trecut printr-un șoc. Este tata acum și habar n-am, bărbații sunt mai sensibili la treaba asta. Nu am reușit să vorbesc cu el, să-mi dau seama ce are, dar bănuiesc. Eduard te iubește foarte mult și nu cred că te va lăsa vreodată. Mai ales că aveți un copil împreună și e real, copilul e acolo și există. Nu poate să o mai dea înapoi. Eu zic să te calmezi, să ai grijă de tine, să-ți revii, să ai grijă de cel mic și îți garantez că Eduard o să vină înapoi imediat ce își revine din starea asta de șoc. Ai încredere în mine că știu ce spun. Nu toți bărbații răspund la fel la astfel de provocări. Jur că încerc să-l înțeleg, dar eu trec prin perioada cea mai grea. Eu am născut, eu mă simt rău, eu trebuie să fiu mamă și să-l hrănesc pe cel mic și tocmai el s-a gândit să fie dramatic acum? Mi se pare prea de tot. Nu știu, mă face să nu mai am încredere în el. Adică chiar de se întoarce și spune că a fost bulversat așa cum spui tu, parcă totuși simt că după faza asta nu mă mai pot baza pe el. Mă fac tot felul de filme în cap. Mă gândesc că poate nu vrea să mai fie cu mine din cauza că m-a ajutat să nasc. Habar n-am. Poate și-a dat seama că nu mă place, poate și-a dat seama că nu vrea copilul. Nu știu, sunt atât de confuză încât îmi trec mii de gânduri prin cap și nu mă pot opri la niciunul. Gata, o să vorbesc eu cu el și o să văd ce are în minte. De acum sunteți o familie și trebuie să fii și tu mai înțelegătoare. Trebuie să înțelegi că și el trece prin momente grele. Dar îți dau dreptate și ție și tu treci printr-un moment cumplit. Dar vezi tu, fiecare o ia altfel. Sunt sigură că nu e nimic grav. Sunt sigură că e doar o chestiune de moment și că totul va trece și lucrurile se vor așeza. Acum concentrează-te pe cel mic și lasă problemele în spate. Să nu care cumva să te îmbolnăvești, pentru că tot ce simți tu se transmite și copilului. Mi-ar fi plăcut să gândească și Eduard așa, înainte să facă ceea ce a făcut.
Nu vine să cred că nu s-a gândit deloc la mine. Am fost atât de puțin timp împreună și cum a dat de puțin greu a fugit. Mi-a zis mama să nu fac un pas așa de mare până când nu trecem prin niște situații mai delicate. Dar nu am ascultat-o și uite că acum îi dau dreptate. Într-o relație nu trebuie să te arunci cu capul înainte până nu dai de greu cu persoana respectivă. Doar atunci când ești pus în niște situații nasoale îți dai seama pe cine ai lângă tine. Dacă totul e frumos și roz și după te căsătorești și faci copii, se alege tot praful. Sora mea m-a mai calmat și eu am încercat să petrec cât mai mult timp cu copilul și, sincer vorbind, am așteptat în fiecare secundă să vină Eduard și să-mi spună că a greșit și că a zis o prostie fiind presat de tot ceea ce se întâmpla. Însă nu a fost deloc așa. Am ajuns acasă, iar el și lucrurile nu mai erau. Am încercat să-l sun, am încercat să-i dau mesaje. Nu-mi plăcea mie să mă rog de vreun bărbat, dar voiam măcar să-mi dea niște explicații. Pur și simplu nu mai era vorba doar de mine, era vorba și de copilul nostru. Până la urmă am apelat la părinții lui, pentru că erau și ei cumva implicați, fiind bunicii copilului meu. Și am avut o discuție interesantă cu ei. Aparent Eduard nu și-ar fi dorit copilul, dar fiindcă mă iubea pe mine a spus da la orice. Și a ales să se despartă de mine, tocmai pentru că simțea că relația noastră nu va mai funcționa. După venirea copilului, evident. Gen, mă iubea pe mine, dar nu și pe copilul nostru. Când am auzit asta, sincer, voiam doar să-l am în față și să-i dau vreo două palme. Eram furioasă că m-a încurajat cumva să fac un copil, deși el nu-și dorea. Adică totuși avea și el o vârstă și știa foarte bine că un copil nu e o jucărie pe care ba o vrei, ba nu o vrei. Oricum, situația deja era cum era și nu mai aveam ce să mai facem în privința asta. Nici nu voiam să-l țin cu forța lângă mine, că vă dați seama, nimic nu avea să iasă bun. Așa că l-am lăsat liber. L-am lăsat să-și trăiască viața. El mai îmi trimitea mesaje pentru că așa cum mi-au spus și părinții lui, el mă iubea în continuare, doar că încă nu voia să-și asume responsabilitatea pentru copil. Bineînțeles că eu nu aveam să continui o relație cu el în felul acesta. Îl iubeam, dar cu un om atât de irresponsabil nu aveam cum să înclădesc o viață. Vă vine să credeți că este posibil o asemenea relație? Vă vine să credeți că un bărbat care spune că își iubește iubita din tot sufletul, în același timp nu are niciun sentiment pentru copilul pe care l-au împreună? Pentru că mie nu-mi vine să cred și am multe resentimente față de Eduard, pentru că mi-a complicat viața extraordinar de mult.